A trecut un an de la debutul gripei banale, pe care o anunța cu ton agasat președintele. Una dintre cele mai neinspirate intervenții ale excelenței sale s-a consumat atunci, în februarie anul trecut. Murphy zice într-una din legile sale că eroarea din enunț se regăsește în concluzie. Așa și fost. Acum 100 de ani, străbunicii au trecut prin pandemia gripei spaniole. Situația era cumplită. Umanitatea era ocupată cu războiul, unul mondial și distrugător. De aceea a și rămas în istorie ca marele război. Tot atunci și revoluția bolșevică, aceea care ulterior ne-a distrus ceea ce aveam mai de valoare. Acum am avut și noi un război, cu noi înșine. Am mai avut unul cu dictatura medicală, apoi cu prostia și lipsa de empatie, cu hoția și șmenul, cu minciuna și manipularea. Și încă unul cu virusul. Am trăit momentele imnului răsunând înfricoșător din difuzoarele poliției pe străzile goale și în mințile noastre paralizate. Am văzut armata pe străzi cu mitraliere și gândurile unora s-au dus cu 30 de ani în urmă la Revoluție. Timpul s-a jucat cu mințile unora dintre noi. Am pierdut oameni dragi, deși ne-ar mai fi putut bucura. Am trăit dezamăgirea abandonării noastre prin suspendarea drepturilor și libertăților care sunt numai ale noastre, ale nimănui al am trăit frica și ne-am confruntat cu propriile slăbiciuni. Ne-am descoperit pe noi, dar și pe ceilalți.